Noi la Anita Hightech încercăm să vă oferim tot suportul tehnic de care aveți nevoie ca să vă descurcați cu detectoarele de metale, să nu aveți probleme cu utilizarea lor, să nu vi se pare că e ceva greu de folosit. Încercăm să vă oferim manualele traduse în limba română, instructaje video și de câte ori aveți nevoie, câte un instructaj video pentru problema cu care vă confruntați. De data asta aș vrea să vă arăt cum se conectează o pereche de căști wireless în cazul ăsta de la Simplex, dar sunt mai multe feluri de căști wireless care se pot conecta la Impact și aș vrea să vă arăt cum se face conectarea unor căști achiziționate separat. Deci, ca să conectați căștile audio wireless la Noctua Impact, va trebui prima oară să verificați ce versiune de update aveți. Ca să verificați versiunea de update, apăsați cele două butoane stânga-dreapta cu o mână și cu cealaltă mână porniți detectorul. Se va afișa 1 și aici, la ground balance, va fi afișat 14-16. Adică am versiunea 1.14-16. Dacă aveți o versiune mai veche, vă va arăta 1.09 sau ce versiune aveți. Asta este ultima versiune și am făcut update. Dacă vreți să știți cum să faceți update, trebuie să vă uitați la filmulețul de update. Ca să conectez căștile, deci pentru conectarea căștilor wireless verzi, e necesar să aveți ultimul update pentru Impact. Ca să porniți căștile în modul de conectare, apăsați pe acest buton mic alb din semicercul verde, țineți apăsat butonul și porniți ținând apăsat. Așteptați câteva secunde până auziți numărul de bipuri emise de căști. Numărul de bipuri înseamnă câtă baterie mai au căștile. Dacă am 3 bipuri, înseamnă că sunt undeva pe la jumate. Dacă am 5 bipuri, am baterie maximă în căști. Ca să pornesc impactul în modul de conectare, ca să recunoască căștile, prima oară îl opresc, apăs și țin apăsat pe butonul expert și acum pornesc. Și acum pornesc și impactul în modul de conectare. Căștile mi arată că s-a conectat prin modul cum licăre becul, adică licăre odată la o secundă și în lumini intermitente lungi. Dacă faceți o readucere la setările din fabrică la detector, va trebui să refaceți conectarea detectorului. Dacă aveți interferențe sau nu se conectează corect, va trebui să schimbați canalul. Impact are 10 canale de Wi-Fi și o poziție de oprit. Ca să schimbați canalul, prima oară apăsați trăgaciul, țineți apăsat trăgaciul și apăsați pe butonul jos. 1 este canalul 1, 2, 3, 4, 9. Acum s-a deconectat pe off și aud detectorul în difuzor. Cum am trecut la poziția 00, deja s-a reconectat la căști și funcționează. În momentul în care se deconectează, aveți și un stil diferit în care căștile licăre, adică sunt în modul de căutare. Ar trebui să fie mai multe canale decât unul singur prin care se conectează. Dar ca să conectați, prima oară trebuie să aduceți căștile în modul de conectare
și după aia să aduceți și detectorul în modul de conectare și să aveți ultimul update pentru căștile astea verzi. Alte modele de căști probabil funcționează și la update-uri mai vechi.